La Muzeul de Istorie Brașov este deschisă expoziția Nopți la cabaret a fotografei mexicane Eugenia Arenas. Ideea acestei expoziții a plecat de la un reportaj realizat în anul 2008 pentru salvarea acestor localuri. Lucrările înfățișează Mexicul de acum 70 de ani. Selecția este alcătuită din 34 de imagini alb-negru realizate la lumină naturală. Expoziția Nopți la cabaret a fost prezentată în Mexic, Madrid, Los Angeles, San Francisco, Sankt Petersburg, București și Brașov, unde rămâne deschisă până la data de 30 august.